arderea miriștilor de către proprietarii și deținătorii de terenuri cu titlu sau fără titlu, fără acceptul autorității competente pentru protecția mediului și fără informarea în prealabil a serviciilor publice comunitare pentru situații de urgență, constituie contravenție și se sancționează cu o amendă de la 3.000 de lei la 6.000 de lei pentru persoanele fizice și de la 25.000 de lei la 50.000 de lei pentru persoanele juridice. Se interzice arderea resturilor vegetale uscate, a miriștilor și a paielor aflate pe câmp, fără permis de lucru cu focul. Emiterea permisului se face prin grija primarului de către șeful serviciului voluntar pentru situații de urgență sau persoana desemnată în acest sens. Inspectoratul pentru situații de urgență Știrbei al județului călăraș, prin cadrele inspecției de prevenire, continuă să desfășoare și în această lună activități de informare preventivă și control pe raza județului. Acțiunile au ca scop prezentarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor și respectării legislației în vederea obținerii de către deținătorii de terenuri agricole a permisului de lucru cu focul deschis pentru arderea miriștilor și a vegetației uscate.